Vă prezint femela de pe licitație cu seria 671784, o femelă de talie mijlocie, foarte, foarte bine încheiată, o musculatură de excepție, un echilibru grozav, arată excepțional la mână, talie mijlocie un pic spre mică, femelă foarte, foarte extiață și foarte echilibrată în mână. Arată grozav. Ea are ca tată un fiu de-al lui Super Velden cu 927, pereche care ne dă mai mult porumbei de top și pe care după 3 ani consecutivi de zboruri am hotărât să o retragem la matcă. Un mascul care a muncit, cum se spune. Acum urmează să probăm și produsii lui la zbor în următorii ani. Iar mama acestei femele este o fică din celebrul Power Knight, care a fost pus la pereche cu Bestia, tot o fică din tripla campioană ca și Power Knight, deci este, mama femelei este consanguină pe tripla campioană. Bestia a câștigat locul 1 Birzai și a avut și locul 10 național la Marathon Grand Prix. Am hotărât să ținem în matcă mai mulți produși din acest cuplu, adică din Power Knight cu Bestia. Mai ales că tripla campioană nu mai avem și a reprodus și în alte crescători porumbei de top. Un pui, adică o femelă foarte, foarte frumoasă. Cine va lua, va avea un câștig în plus la matcă, adică va beneficia de o femelă extraordinar de bună la mână. Acum, dacă va fi și bună reproducătoare, timpul va dovedi. Vă prezint femela cu seria 671711, o femelă de talie mijlocie. Femelă foarte bine încheiată și frumoasă la mână, ușoară, are năpârlite 3 pene deja, femelă calmă, echilibrată, aripe erisite, o femelă elegantă, foarte faină. Ea are ca tată un fiu din o altă pereche celebră, adică Super Velden cu 005. Tatăl acestei femele este frate bun cu Super Velden Junior, campionul național de la Grand Prix. Și pe tatăl acestei femele am hotărât, după parcă un an l-am zburat la tineret, am hotărât să-l retragem la matcă, pentru că 005 nu mai reproduce. Și pe lângă Super Velden Junior, am vrut să mai avem încă un mascul frate bun cu el la reproducție. Mama acestei femele este scoasă din cuplul de bază pentru, cum îmi place mie să spun, pe etapele de grele, de mare distanță, adică de 218 cu femela de overwater cu 590, adică masculul de Van Haren cu femela de overwater. Și mama acestei femele a fost o tardivă pe care am oprit-o direct la reproducție. Ea este soră cu celebrii 1 Madonna, cu Luna, care a fost locul 1 Tartu. Și este de asemenea mătușa a mai multor porumbei de top, inclusiv a unor campioni naționali, cum ar fi D756, campion național la palmares AS Marathon 3 ani. O femelă foarte frumoasă, după cum spuneam, îmi place că e foarte calmă, așa trebuie să fie porumbei de maraton, porumbei calmi, liniștiți, nu zbuciumați. Are culoarea Veldenului cu 3 trese, femelă frumoasă.
Unii arată mai bine la poze și de multe ori în filmare nu stau prea bine, dar asta arată eleganță în filmare. O prezint femeia la cu seria 671-665. Este o femeie puternică, cu o masă musculară foarte, foarte bună, foarte bună la mână, echilibrată, brațe bune, mare 15 de năpârlit, femeie destul de năpârlită, femeie foarte, foarte mișto. Bine încheiată, femeie faină. Ea are catată pe D237, un fiu al lui Super Golden cu tripla campioană, porumbei care au confirmat și în alte crescătorii. Și tatăl acestei femei a fost unul din cei mai lungi vivi zburători, reușind 4 ani consecutiv as maraton, etape de peste 1000 de kilometri în general, ceea ce nu este chiar ușor. El a fost trecut la reproducție, are mai mulți fii de-a lui care, și fiice de-a lui care au zburat destul de bine în crescătorie. Iar mama acestei femele este o consangvină, este direct din bătrâna din lista Polda, super reproducătoarea noastră, care stă la baza porumbeilor care au în combinație nepotrodi cu lista Polder, ea fiind și mama și bunica mai multor campioni naționali. Lista Polder a fost împerecheată cu un incest, adică cu un fiu cu incestul, cu fiul 04-05, care momentan nu mai este la noi în crescătorie, și ea a fost trecută la reproducție. Și din mama acestei femei avem chiar o susire nocturnă, acum la etapa de Birzai, o semisoră, de fapt, femeia asta este venită în noapte, noi investim locul și mai sunt și alte păsări care au zburat destul de bine. Deci, cum vă spuneam, o femeie foarte, foarte mișto, femeie puternică, cu o musculatură extra, o bombă de femeie, așa mai pe românești. Vă prezentăm masculul cu seria 671-703. El este un consangvin pe D004. Un mascul foarte frumos. Un mascul cu musculatură bună, bine încheiat, talie mijlocie, puțin spre mare, foarte bine echilibrat, brațe bune. Un mascul foarte frumos. Tatălui este un fiu de-al lui D004 cu bestia, mascul oprit la matcă, iar mama acestui mascul este o fică din Power Knight cu D671, una din cele mai bune zburătoare în ultimii 2 ani, care a reușit locul 7 național extrem anul trecut, în 2023. Și locul 15 național AS extrem în 2023. Anul ăsta tot 671, adică bunica acestui mascul, reușește locul 4 național palmares AS extrem și locul 5 național palmares de data asta maraton extrem, fiind, după cum spuneam, una din cele mai bune zburătoare, a avut sosire nocturnă și la Birzai. Deci, cu o super consanguinitate se regăsește în acest mascul, pe cei mai buni porumbei noștri din crescătorie. Un mascul foarte frumos. Vă prezint masculul cu seria 671-736, un mascul cu talie mijlocie un pic spre mare, are schimbate 3 pene,
este un mascul puternic, foarte bine încheiat, masă musculară extraordinară, foarte, foarte bună, echilibrat, foarte frumos în mână, un mascul calm, cu origini foarte, foarte bune. Tatăl lui este un consanguin, este fiul direct din Power Nine cu D005, unul din cei mai buni porumbei din crescătorie. Mai ales că Power Knight, chiar dacă n-am apucat să zburăm fii direct din el, poate o face la anul, am zburat doar la nivel din nepoți și s-ar părea că unul din fiii lui s-a dovedit foarte bun reproducător și ne-a dat mai mulți nepoți de top. Iar mama acestui mascul este celebra 927, o foarte bună reproducătoare, care este și mama lui locul 1 Vilnius, al lui 3 Vilnius, al lui 2 Vilnius, mama lui 8 națională AS Marathon, o femelă foarte bună la reproducție, ea fiind scoasă din locul 1 Madonna cu D180, o semisoră cu triplă campioană, tot 927, adică mama acestui porumbel, este soră bună cu Liliacu, care ne-a câștigat etapa de Chelme. Este soră bună cu Power Wind, femeia care la Pirzaiu din 2022 a reușit să ajungă la două noaptea. Probabil unul din cele mai grele etape de Pirzai care le-am zburat ever. Vânt din față și caniculă pe tot traseul. Tot fratele de cuiba mamei acestui mascul al 927, adică 928, a fost locul 12 național AS Extrem, adică o super familie de porumbei de top se regăsește în acest tânăr. Un mascul cu un ciocornuriu așa un pic, foarte frumos, are o bărbiță albă exact ca unchiul lui, ca Liliacu. Și Liliacu tot așa are o bărbiță albă. Un porumbel fain, un porumbel puternic. Un mascul adevărat. Vă prezint masculul seria 671-702. Un mascul din nou foarte frumos, o talie mijlocie, brațe foarte bune, echilibrat, mătăsos, super la mână. Am crezut la început că e femelă, dar ulterior ne-am dat seama că e mascul și el are ca tată un fiu de-al lui Super Veldon Junior, campion național de la Marathon Grand Prix, care a fost pus la pereche cu mătușa lui, cu o soră de-al lui Super Veldon bătrân. Iar mama acestui mascul este o fică din celebra pereche locul 1 Madonna cu D180, adică o soră cu alți porumbei de top din crescătorie, cu Liliacu, cu Power Wind, cu 927, cu 928, porumbei care au zburat și unii chiar au și reprodus păsări de top. Ce e de remarcat este că am zburat flas cu acest mascul în 2023, la Tineret, și cei mai buni frați, cei mai buni porumbei la noi la AS Extrem Tineret, după un mascul scos la lotul de zbor, sunt frați cu acest mascul, adică locul 2 și locul 3 județul Bacău, AS Extrem Tineret, sunt doi frați buni cu masculul ăsta. Un mascul foarte frumos. Și am mai avut un frate cu ei care ne-a venit la o etapă de Chelm locul 8, parcă pe concurs, a venit destul de în față, după care
la etapa de Chindanai, din păcate s-a pierdut, dar ceilalți frați au continuat traseul și au încheiat cu brio. Oricum a fost un an competițional foarte greu, mai ales de a face as extrem tineret, foarte greu anul. Și doi frați cu masculul ăsta au ajuns locul 2 și locul 3 pe județean la extrem. Un mascul pe care îl recomand, un mascul frumos. Vă prezint femeia de pe licitație cu seria 671777, o fică de a celebrului Black Power, campion național în 2023 la categoria palmares as extrem, el fiind un fiu de al D004 cu o femelă din Porumbei de Coban, domnule, care din păcate nu mai avem în crescătorie. A fost o foarte bună numărătoare și l-a dat pe tatăl acestei femele, care ne-a dus pe cele mai înalte trepte ale podiumului național. Black Power a fost pus la pereche cu o fică din Power Knight și cu Bestia, adică o consanguină pe tripla campioană, cu o femelă pe care am hotărât să o oprim la matcă, fiind reprodusă o tardivă de prin august. Și am făcut o consanguinizare pe celebrul D004, tatăl la doi campion național și a unui vicecampion național. Eu zic că, pentru cine își permite, o femelă cu origini foarte, foarte bune. O femelă destul de isteață. Care nu prea vrea să stea la locul ei, la filmări. O talie mijlocie, foarte bine încheiată, suplă, ușoară așa. E foarte bună la mână. Are două pene înăpârlite. E numai pe plecare. Nu îi place aici, pe platourile de filmare. Vă prezint masculul cu seria 671720, un mascul de talie mijlocie, un pic spre mare, un mascul bine încheiat, ușor, mascul frumos, echilibrat. El este o consanguinitate pe porumbeii domnului Speală Florin, la care am luat câțiva porumbei cu ani în urmă, dintre care unul, adică tatăl acestui mascul, s-a dovedit și foarte bun reproducător. Având din el locul 3 național AS Maraton Tineret în 2022 și am mai prins un locul 3 național în acest an, Maraton Palmares 3 ani, extrem. Deci, mama acestui mascul a fost în lotul de zbor, ea a fost scoasă din campioana domnului Spoiala Florin, adică din Blue Diamond. Blue Diamond fiind soră bună cu tatăl acestui mascul. Iar mama masculului, după 3 ani de zboruri, a hotărât să o oprim la matcă, fiind nevoit că și seria de inel nu se mai vedea foarte bine, fiind inelat în 2020. Și am făcut o consanguinitate din care ne oprim și noi un pui și 2-3 pui oferim la vânzare. Un mascul foarte, foarte frumos. Vă prezint masculul cu seria 671725, un mascul superb, un mascul foarte ușor, foarte bun la mână, o talie mijlocie un pic spre mare, are înăpârlite vreo 3 pene, foarte bine încheiat, echilibrat. Un super mascul. El a fost scos la lotul de zbor din cel mai bun zburător al nostru la AS Maraton în 2023, parcă locul 4 provincial și locul 8 național, deci 580. El fiind reprodus din având ca tată pe un fiu din Super Velde cu tripla campioană și ca mamă
o fică din 004 cu 015, deci tatăl era consanguin, este consanguin pe Superwelden, iar mama acestui mascul a fost locul 3 național AS Extrem Tineret, cu un locul 3 la Vilnius, lansare întârziată, o etapă extraordinar de grea. Și mama lui este soră bună cu campionul național de la Extrem Tineret din 2022, fiind reproduși din un super cuplu de la matcă din 255, frate bun cu 0405 cu 249. Nepoată de-a lui Superwelden, foarte bună zburătoare și se adăpără și reproducătoare. Un mascul cu o culoare foarte frumoasă și o prezență foarte frumoasă, un super mascul. Prezint femeia de pe licitație cu seria 671. O femeie extraordinară din punct de vedere fizic, o bombă de femeie, foarte bine încheiată, mare 5 fene de înăpârlit, musculatură foarte bună, o super femeie cu origini foarte, foarte bune, este o consanguinitate, ea este aricatată pe cel mai bun reproducător din ultimii 2 ani din crescătorie, fiul de-a lui Power Knight. Tatăl acestei femei este și tatăl locul 3 național Extrem Tineret, locul 4 național Palmares AS Extrem în 2024, locul 5 național Palmares Extrem în 2024, locul 7 național, etc. Și 2-4, tatăl acestei femei a fost pus în pereche cu mătușa lui, adică o soră bună de-a lui Power Knight, care la rândul ei ne-a reprodus pe 205, o femeie care în acest sezon a zburat extraordinar, reușind un locul 7 parcă național AS Extrem în 2024. O femeie foarte, foarte frumoasă. Foarte bună la mână. Cine va avea la matcă, sper să aibă șanse de a reproduce păsări bune din femeia asta. Pentru că din tatăl acestei femele au mers la zbor cu porumbei cu mame diferite. Am avut și anul ăsta locul 3 Kendanai din 2017 de porumbei. Vă prezint masculul cu seria 671-667, un mascul tale mijlociu un pic spre mare, un mascul din nou foarte frumos, un mascul bine legat, echilibrat, oase foarte bune. El este semifrate cu locul 2 național AS Maraton Tineret în 2020 și 2 național Maraton Tineret în 2020. Deci are, tatălui este frate bun cu 249, care a reprodus pe locul 1 național Maraton Extrem Tineret și locul 3 național AS Maraton Extrem Tineret în 2023. Deci o familie de buni reproducători. Iar mama acestui mascul este o femeie reprodusă din locul 2 național, din favoritul și din D005 și iată locul 2 național Palmares AS Maraton. Mama lui fiind o consanguinitate pe celebrul nepot Rodico, tatăl și bunicul mai multor campioni naționali, inclusiv al lui Power Knight, al lui Black Power și etc. al lui Superwelden Junior. Deci aici întâlnesc două familii de porumbei. Familia Weldonului, familia și a familia porumbeilor de Vantui. Un mascul foarte frumos.
prezentabil, super mascul. Vă prezint masculul cu seria 671661. Din nou o bombă de mascul. Un mascul care mie mi este foarte drag și îmi place. El are ca tată un fiu din Super Velden Junior cu 927. Vrea să plece. Un mascul puternic, un mascul cu o masă musculară foarte bună, un corp super mișto, excepțional, brațe extraordinar de bune, cotoare bune, cum ziceam noi. Așa, tatălui este din Super Velden Junior cu 927, doi porumbei de referință din crescătoria noastră. El este foarte bun cu locul 6 Maduna din 5000 de porumbei, o femelă care a sosit în noapte. Doar că atunci am marcat-o abia dimineața la prima oră. Iar mama acestui mascul este o fică din locul 8 național, copul locul 8 național. O foarte bună zburătoare în 2024. Am impresia că are locul 10 național AS Maraton Extrem în 2024. O femelă foarte faină, care are și un sens. Care are și o soră care a fost locul 11 național în 2023 la AS Maraton Extrem. Un mascul foarte mișto, ăsta îl recomand. Mie personal îmi place. Un mascul puternic, tun. Un mascul tun cu origini super. Doamne, ce mă chinuie ăștia cu filmările, dacă nu de... Mai ușor e la zboruri decât să mă apuc să filmez porumbii. Mor de dacă nu. Dracule, treabă. Da, asta e, un mascul fain. Oricum, cine îl câștigă, o să-mi dea dreptate că e un mascul super. Vă prezint femela cu seria 671640. O femelă foarte elegantă, foarte bună la mână. Încheiată foarte bine, talie mijlocie, un pic spre mică, femelul foarte, foarte fain. Ea mai are 3 sau 4 femei de neopărlit, destul de înaintată cu neopărlirea, este scoasă la reproducție. Tatăl ei este un fiu din Super Velden cu 927. Care a fost retras la matcă după 2 ani parcă de zboruri. El, tot tatăl acestei femele, este și tatălul 205, care în 2024 reușește locul 7 național AS Extrem. Iar mama acestei femele este scoasă din Power Night cu D005, o consanguinitate pe nepot Rodico și lista folder. Venul foarte frumos. E pentru pretențioși așa la mână, aș putea spune. Excelent la mână. Vă prezint masculul cu seria 199. 576. Un mascul extraordinar. Un mascul de talie mijlocie spre mare, un pic. Mascul foarte mișto, foarte ușor la mână. L-am pus la vânzare pentru că noi nu zburăm porumbei în consanguinitate. Și acest porumbel provine dintr-o consanguinizare, tatălui fiind fiu din Power Night cu 036, iar mama lui este o fică din Super Velden Junior cu D001, o soră de la Power Night și de la fratele Power. Un porumbel ușor, foarte bine încheiat, brațe foarte bune, un porumbel de excepție, aș putea spune, pentru pretențioși.
extraordinar problem. Un taur cu un alb. Un pitbull. Bravo! El intră o năpârlire avansată, mai are vreo 3 pene de năpârlit. În decursul anului am mai încercat să mai zburăm porumbei în consanguinitate, dar succesul a apărut tot din porumbei obținut prin hibridare, adică a familiei diferite puse la pereche, ne-au dus la rezultate de top. Foarte mișto porumbelul. Porumbel puternic, dar în același timp și foarte ușor. Foarte bine încheiat. Spate bun, echilibrat, super frumos. L-aș fi oprit la matcă, dar nu mai avem loc, așa e. Trebuie să mai trecem anul ăsta la loturi de matcă. Niște păsări din 2020 care au zburat în toți acești ani destul de bine. Porumbel puternic.